Bună seara! Ne ați revenit la un nou curs al programului de fundamente de antreprenoriat. Astăzi ne reîntâlnim pentru a discuta un subiect foarte, foarte important, nu doar în contextul antreprenorial, ci în multe alte contexte. Indiferent dacă drumul vostru va fi unul în care veți deschide, veți porni o afacere nouă, veți avea o activitate antreprenorială sau nu, veți lucra în alte companii, alte organizații ca simpli angajați, cu siguranță vă veți afla în situația de a lucra cu o echipă, de a lucra într-o echipă sau cel puțin într-o echipă și atunci discuții legate de dinamica echipei, de modul de formare a unei echipe, precum și legate de ceea ce ar trebui să facă un lider sau un manager, astfel încât să coordoneze corespunzătorii de echipă, sunt subiecte de interes, sunt subiecte importante care vă vor fi de folos. La titlul cursului de astăzi se numește Cum se construiește o echipă și leadership. Și vă propun trei elemente, să spunem, unul sau, mă rog, trei faze prin care să trecem în ora și sfert pe care o avem la dispoziție. Vom discuta la început despre o teorie clasică, aș spune, legată de formarea și dezvoltarea echipelor în general. După aceea o să vedem câteva aspecte legate de modul în care luăm deciziile și ne vom concentra cu precădere pe luarea deciziilor într-o echipă, cum se realizează, cât este ea eficientă sau dacă este eficient să luăm deciziile în mod colectiv și apoi vom încheia cu leadership-ul situațional, încercând acolo să vedem în ce măsură un lider va putea să motiveze, să împărtășească o viziune comună tuturor membrilor și care ar putea să fie provocările acolo și de altă parte care ar putea să fie modul de abordare. Ca de obicei, rugămintea este să avem un curs interactiv, deci în momentul în care aveți de făcut o observație, aveți o întrebare sau semnalați prin ridicarea mâinii sau interveniți pur și simplu și putem să discutăm. Da, cred că trebuie să așteptăm până la finalul cursului pentru a discuta toate întrebările sau observațiile sau comentariile voastre, ci le putem dezbate pe parcurs. Bun, acum, în legătură cu primul subiect, aici ziceam că o să prezint un framework sau un cadru clasic. Și spun clasic pentru că el a fost elaborat, iată, în 1965 de către un profesor din Statele Unite, profesor universitar din Statele Unite, Bruce Tuckman. Și Bruce Tuckman, pe baza experimentelor pe care le-a făcut el însuși, dar s-a bazat foarte mult și pe multe dintre rezultatele colegilor săi, a ajuns la concluzia, la momentul acela, că o echipă trece în formarea ei prin patru etape, prin patru faze. Fazele acestea le-am păstrat în varianta lor în limba engleză, forming, storming, norming and performing. Și motivul pentru care am făcut acest lucru este tocmai că acest model, acest framework este cunoscut mai degrabă ca modelul lui Bruce Tuckman, ci mai degrabă ca modelul forming, storming, norming and performing. Forming, storming, norming and performing fiind etapele prin care trec în general
însă o să vedem că nu întotdeauna tranziția între aceste etape este una liniară, este una așa cum este prezentat în acest grafic. Ok, prima etapă, dar o să zic câteva cuvinte despre fiecare dintre aceste etape. Prima este cea de formare, da? După cum îi spune și numele. Atunci când membrii echipei se întâlnesc pentru prima dată și încearcă să afle, încearcă să clarifice care sunt rolurile, care sunt responsabilitățile pe care fiecare dintre membrii le au. Aici poate că nu ar putea să denumim acest grup de lucru ca fiind o echipă, nu este o echipă în adevăratul sens al cuvântului, este mai degrabă o sumă de individualități. Și modul de implicare diferă foarte mult de la o personalitate la alta, da? De la o tipologie la alta. Există persoane care consideră că acum este un moment foarte bun să iasă în evidență, să iasă la rampă cu fel de fel de idei, cu fel de fel de inițiative, pentru că este foarte bine să observat că ca o persoană activă, ca un membru activ al grupului încă din primele momente, altele dimpotrivă consideră că este bine să tatoneze puțin terenul, să stea în expectativă, să observe tot ceea ce se întâmplă, întreaga dinamică și abia după aceea să vină cu inițiative proprii. Da, deci comportamentele sunt diferite. Ca lider sau ca manager sau ca un coordonator a unui grup care se află la început de drum, cel mai bun stil de abordare este unul directiv, adică unul care transmite celorlalți ce este de făcut. Evident că, în primul rând, trebuie să clarifice viziunea sau obiectivul comun pe care îl are grupul, dar, pe de altă parte, trebuie să clarifice și la nivel individual responsabilitățile, așteptările pe care le are de la fiecare dintre. Deci este o etapă de clarificare, de lămurire. Performanța nu este una foarte ridicată, după cum se poate vedea și în acest grafic, ci este una mai degrabă de nivel mediu. Acum, în mod natural, în momentul în care interacționăm cu persoane noi și începem să lucrăm alături de ele, inerent, da, ziceam, apar diverse fricțiuni, diverse divergențe, care se pot transforma în conflict. Atunci, această a doua etapă, care se numește storming, da, furtună sau răbufnire, am putea spune în limba română, este etapa în care coechipierii se provoacă, da? Membrii echipei se provoacă reciproc. Și asta ajută, da, până la urmă, grupul să se formeze. Acum, faptul că apar divergențe sau conflicte de idei nu este o problemă. Unde poate să apară o problemă este atunci când ideile diferite deranjează. Adică în momentul în care tu ai o idee diferită de ideea mea și eu simt niște emoții negative sau am oarecare nemulțumire vis-a-vis de acest lucru, atunci vorbim de fapt despre un conflict interpersonal, conflict care ar putea să aibă efecte destructive. Asta este și motivul pentru care graficul în reprezentarea fazelor lui Bruce Tuckman are o ușoară coborâre, da? Ne așteptăm ca în această perioadă de storming performanța, nivelul de performanță să fie unul mai scăzut. Din perspectiva liderului, din perspectiva managerului, este bine ca să renunțe la stilul directiv, pentru că ce ar însemna un stil directiv? Ar însemna un stil prin care el va clarifica și va rezolva conflictul. El va lua problema pe care, sau să zicem, subiectul disputei și va încerca să, într-un fel sau altul, să năbușe acel conflict. Lucru pe care nu ni-l dorim, pentru că de cele mai multe ori conflictele nu se rezolvă așa. Chiar dacă
aparent s-ar putea ca lucrurile să stea ok pentru o anumită perioadă, conflictul respectiv tot rămâne undeva ascuns interiorul celor care au fost actorii conflictului inițial și este posibil ca acel conflict să răbufnească, să izbucnească și mai puternic ulterior. Deci înăbușirea conflictului nu este niciodată o soluție. Cel mai bine ar fi ca acel conflict să se rezolve printr-o înțelegere amiabilă și aici liderul sau managerul are un rol mai degrabă de moderator, de mediator, de facilitator. Câteodată trebuie să intervină mai direct, alteori trebuie să facă un pas în spate, e ca un fel de dans, dacă vreți, și să-i lase pe cei implicați în conflict să își rezolve singuri problemele. Evident că după astfel de situații e bine să discutăm, e bine să conștientizăm ce anume a fost ok, ce anume nu a fost ok și mai ales cum ar trebui să procedăm și cum ar trebui să reacționăm în situații similare ulterior. Adică cumva vine acea etapă, da, se și numește etapa de normare, în care încercăm să stabilim niște norme de conviețuire în cadrul grupului, norme de conviețuire în cadrul echipei. Niște reguli interne de cum să colaborăm și să cooperăm în continuare. Da? Și asta e ceea ce caracterizează etapa de norming, identificarea acelor norme și a acelor reguli, da? Da? Care ajută până la urmă acea potențială echipă să se transforme într-o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Și odată cu trecerea timpului, trecând evident prin mai multe etape de conflict și rezolvând conflictele respective, oamenii încep să se cunoască mai bine, ei încep să conștientizeze și să-și clarifice propriile lor limite în cadrul responsabilităților pe care le au, dar și limitările sau limitele pe care le au colegii lor. În momentul în care se lovesc de o anumită problemă, știu cu mai multă claritate cine îi poate ajuta, cu cine pot lucra, cu cine pot colabora și echipa începe să lucreze ca o echipă care se auto-organizează, da? Pare că în acel moment nu mai este nevoie neapărat de un lider sau un manager care să coordoneze, oamenii din echipă încep să se descurce singuri, colaborând în mod natural între ei. Am putea zice că etapa aceasta este una cea mai confortabilă pentru un lider, pentru că acolo nivelul de proactivitate este unul ridicat, inițiativele apar mai des, da, decât de obicei, iar acele inițiative nu generează de cele mai multe ori conflicte, ci generează mai degrabă soluții care rezolvă diverse probleme cu care se confruntă echipa și la care participă majoritatea membrilor echipei. Aici aș face o paranteză, pentru că am ajuns în acest punct în care povestim despre ce înseamnă o echipă performantă, dar o echipă care se auto-organizează, care funcționează ca un fel de mușuroi de furnici, da? Care pare să nu aibă un coordonator, un lider, ci fiecare furnică de acolo pare să știe foarte clar, foarte bine ce anume are de făcut și completează, da, tot ceea ce fac suratele ei, da, ceilalți membri ai grupului, ai mușuroiului. Lucrul ăsta poate să funcționeze, nu se obține ușor, da, până ajunge o echipă la acest nivel, la acest stadiu, nu. Evident că nu se întâmplă peste noapte. E nevoie de răbdare, e nevoie de foarte multe experiențe prin care am trecut împreună ca să ajungem în acest punct. Dar aș mai vrea să mai spun ceva, că dacă acea comparație cu mușuroiul de furnici merge până la un punct, când ne gândim la numărul indivizilor, deja nu mai funcționează comparația, pentru că teoria sau mai multe teorii ne spun că dimensiunea ideală a unei echipe care poate să ajungă
în această etapă este de 7 plus minus 2 persoane. Da, este numărul magic 7 plus sau minus 2 persoane. Adică, cu alte cuvinte, o echipă ideală are un număr de indivizi de până în 9. Da? Numărul de indivizi este format dintr-o singură cifră. De ce? Păi, pentru că dacă sunt mai mulți, dacă sunt 15, 25, 35, da? Deja numărul de canale de comunicare între membrii echipei crește exponențial. Și din cauza aceasta, echipa ar putea să aibă un comportament haotic în aceste condiții. De aceea este indicat ca pentru echipe mai mari de 9 persoane să avem o organizare pe subechipe, adică să împărțim echipa respectivă în două sau mai multe subechipe, fiecare dintre echipele respective cu câte un lider care răspunde în fața managerului sau liderului întregului grup. Și atunci comunicarea se realizează cu preponderență în interiorul acelor subechipe și va fi de sus în jos, de la liderul grupului către liderii de echipă, așa numit team lead sau, da, membrii echipei sau invers, da? Este mult mai ușor de coordonat. Aici, iarăși, discuția poate să continue și vedem mai multe modalități prin care putem să spargem sau să descompunem o echipă, să organizăm o echipă în subechipe. Există varianta, să-i spunem așa, tradițională, în care împărțirea pe subechipe se face după specializări sau după discipline. Da? De exemplu, dacă ne imaginăm o echipă care lucrează pentru dezvoltarea unei aplicații software, da? Este un exemplu care vine mie mai ușor la îndemână. Acolo avem activități de programare, avem activități de testare, avem activități de analiză, avem activități de design, etc. Da? Pot să fie mai multe specializări care sunt necesare pentru a duce la bun sfârșit un astfel de produs, un produs software. În cazul în care echipa este mai mare, o idee ar fi să avem o subechipă de testări și atunci liderul echipei respective va fi mai degrabă un lider tehnic, cel mai bun și din punct de vedere tehnic pe disciplina aceea, cel mai bun tester, o echipă de programatori, iarăși cu lider tehnic, o echipă de arhitecți, de designeri sau de analiști, da, de analiști de business. Dar asta este un mod de organizare, să zicem, mai vechi, unul tradițional, care funcționa foarte bine pe anumite tipuri de proiecte, unde nivelul de predictibilitate era unul mai degrabă ridicat, dar nivelul de complexitate al proiectului era unul coborât. Odată ce nivelul de complexitate crește, odată ce nivelul de ambiguitate crește, nivelul de volatilitate sau de incertitudine crește în ceea ce privește, și de obicei când suntem într-un context antreprenorial, cam aceasta este situația. Lucrurile nu sunt foarte clare, nici la început, dar nici ulterior, încă sunt foarte multe semne de întrebare, avem nevoie de foarte mult feedback, avem nevoie să înțelegem dacă direcția pe care o urmăm este direcția cea mai potrivită sau trebuie să pivotăm, trebuie să ajustăm puțin. Și atunci experiența și teoria ne arată că într-un astfel de context este bine să avem subechipe așa numite multidisciplinare. Da? În engleză se folosește termenul de cross-functional, adică împărțirea să nu fie pe discipline, ci să fie mai degrabă în echipe care să conțină cel puțin o persoană expert pe câte o disciplină. Da? Să avem subechipe care să aibă cel puțin un tester, cel puțin un programator, cel puțin un analist, cel puțin un designer, cel puțin un arhitect, și care ca subechipă poate să ducă singură, da, să implementeze funcționalități cap-coadă care pot să fie adăugate ulterior în produsul final, da, pe care noi îl dezvoltăm, pe care noi îl realizăm.
Deci sunt versiuni diferite, modalități diferite de organizare a echipelor atunci când ele depășesc un anumit număr. Ok, dar revenim la această teorie generală a lui Bruce Tuckman. Ce ne zice Tuckman e că dacă o echipă ajunge în această ultimă fază, s-ar putea deduce, s-ar putea subînțelege că echipa se descurcă atât de bine că nu mai are nevoie de lider, nu mai are nevoie de manager. Ceea ce este complet greșit. Întotdeauna este nevoie de cineva care să întrețină acest nivel de interactivitate și acest nivel de performanță. Doar că implicarea liderului este una diferită, el nu va mai fi directiv, nu mai va fi nici, hai să zicem, facilitator, moderator, ci mai degrabă stilul de leadership aici este unul de delegare. Deci va fi unul prin care va încerca să provoace, da, dacă vreți, odată în plus echipa, pentru că știe că echipa poate. Știe că membrii echipei pot și atunci de multe ori este interesant să vezi cum se descurcă în situații mai dificile, devenind astfel mai creativă și mai inovatoare. Pe de altă parte, tot Bruce Tuckman spune că orice schimbare se produce în cadrul unei echipe, de exemplu, vin oameni noi, pleacă oameni din echipă, dar se transferă în alte departamente sau poate chiar în alte companii. Indiferent de stadiu, da, sau faza în care s-au petrecut aceste schimbări, echipa este aruncată din nou în etapa de forming. Da? Deci e destul de fragilă apartenența la o anumită fază, chiar și la faza de performanță. Orice schimbare acolo poate să readucă echipa în starea de formare și după aceea își trece prin storming, prin norming și din nou da, e un drum până la performing. Acum, cât timp stă o echipă într-o fază sau alta depinde foarte, foarte mult. Depinde de cultura organizațională, depinde de nivelul de maturitate a membrilor echipei, depinde foarte mult de capabilitățile sau abilitățile pe care le are liderul de echipă, de tipul de proiect pe care se lucrează, de numărul de oameni din echipă. Sunt foarte, foarte mulți factori care contribuie aici la timpul petrecut de un grup într-o fază sau alta. Eu mai dădeam exemple, am avut o echipă, a făcut parte dintr-o echipă care aproape că nici n-a fost în forming, da? În momentul în care am avut prima ședință și în care ne-am cunoscut, în momentul în care am ieșit pe ușă din ședința respectivă, am intrat direct în storming. Au apărut niște fricțiuni. Da? Deci formingul aproape că nu a fost și am început direct în storming. După cum am făcut parte și din echipe care n-au ajuns niciodată în performing. Am intrat așa într-un fel de ciclu infinit, storming, norming, fiind incapabile să iasă din această buclă. De multe ori aici este și o problemă de competența liderului când se întâmplă asta și nu s-au putut desprinde de aici și să ajungă etapa de performanță. Sau, de bună seamă, sunt echipe care sunt în a patra etapă, în a patra fază, în performanță, dar asta nu înseamnă că conflictele au dispărut total. Au dispărut complet și nu mai este niciun conflict acolo. Un anumit nivel conflictual sau un anumit tip de conflicte se păstrează. Șapte ani mai târziu, asta înseamnă că în 1972, tot Tuckman, împreună cu o colegă de la universitate, a propus adăugarea unei noi etape și ei au zis în engleză etapa de a journey. Adică, după alte experimente pe care ei le-au mai făcut, au identificat și această etapă care marchează destrămarea echipei sau fazele premergătoare destrămării echipei. Fie că proiectul pe care cei care lucrau împreună s-a finalizat, da?
cu succes sau nu, deci pur și simplu s-a terminat, fie din alte motive, echipa își încetează activitatea. Asta înseamnă că membrii echipei urmează să lucreze poate în alte departamente, în alte echipe sau poate tot împreună pe alte proiecte. Dar această perioadă premergătoare destrămării echipei este una care e caracterizată de multă instabilitate. Da? Foarte des, membrii echipei se întreabă ce va fi după. Da, uite, finalul este aproape. Unde voi lucra? În ce grup voi lucra? Pe ce proiect voi lucra? Cum va fi? Da, și toate aceste gânduri, toate aceste întrebări duc până la urmă și la o afectare a performanței. Aici n-am mai coborât cu graficul, însă am pus acolo o linie punctată pentru că pot să apară diverse piedici în care să afecteze performanța. Da? Și care țin mai degrabă de natură, care mai sunt mai degrabă de natură emoțională. Da? Cum gestionezi un burnout la nivel de membru al echipei? Și la nivel de membru, dar și dacă, de exemplu, mai mulți membri ai echipei tale dau semne de un astfel de, mă rog, proces, stare emoțională. Da, e foarte dificil pentru că de cele mai multe ori cei care intră în burnout nu-și dau seama că sunt în burnout. De foarte multe ori ei nu realizează neapărat lucrul acesta. Și ce se constată? Se constată o alterare a relației pe care ei o au cu ceilalți membri ai echipei și de multe ori și cu membrii familiei, da? Cu cei apropiați acasă. Sunt mai multe faze, este o întreagă teorie legată de burnout și sunt mai multe faze prin care se trece până când se ajunge, evident, punctul în care nu se mai poate. Da? Din perspectiva colegilor, a membrilor echipei, nu știu dacă se poate face ceva mai mult decât a ajuta persoana care este în burnout sau riscă să intre în burnout să conștientizeze că este acolo și că trebuie să schimbe ceva. Cel mai important rol îl are aici liderul echipei sau managerul echipei. Odată el va trebui să aibă grijă să nu se întâmple lucrul ăsta. Știm foarte bine că există riscul ăsta, fiind presiune foarte mare de obicei de sus, ca managerii să declanșeze aceste situații, pentru că ei pun presiune, ei zic trebuie să fie făcut, trebuie să și apreciază foarte mult faptul că oamenii mai lucrează peste program, mai lucrează în plus, pentru că asta demonstrează că ei sunt atașați de problema pe care o au de rezolvat. Dar este foarte, foarte riscant. Deci, în primul rând, ca lider, trebuie să am grijă să nu aplic o astfel de presiune care poate să ducă la burnout și, pe de altă parte, să observ din timp astfel de situații, de cele mai multe ori prin discuții unul la unul sau se poate face și indirect prin relaxarea unor sarcini pe care o dăm oamenilor, pentru că unii sunt prea conștiincioși pentru a pleca urechea la niște sfaturi legate de las-o mai moale sau haide să vedem putem să rezolvăm altfel lucrurile. Țin minte, de exemplu, că pe unul dintre proiectele pe care am lucrat în urmă cu mai mult timp, clientul a venit fiind foarte stresat ca noi să terminăm la timp. Clientul nostru ne-a întrebat dacă nu putem să lucrăm o oră în plus, adică să lucrăm 9 ore pe zi. El spunând că pentru acea oră în plus o să plătească 1,5 din salar, era o înțelegere de genul acesta. Și eram manager de proiect pe vremea respectivă și am pus problema oamenilor din echipa noastră. I-am întrebat pe ei, cum vi se pare? Și vreau să zic că a fost un da entuziasmat general. Adică toți au zis, da, apă, 8 ore, 9 ore, nu este așa o mare problemă. Ok, am zis, echipa a decis, a fost ok, am dat răspunsul, da, sunt de acord și putem să facem asta. Ce am observat însă ulterior a fost că după vreo 3-4 săptămâni
au început să apară primele persoane și apoi încetul cu încetul aproape toți membrii echipei au venit la mine și mi-au zis, uite, dacă clientul dorește în continuare să stăm 9 ore pe zi, vom sta 9 ore pe zi, însă eu nu mai vreau bani. Ce aș vrea ca orele alea, dacă se cumulează, să fac 8 ore, să primesc o zi liberă. Adică deveniseră o bună parte dintre ei conștienți că odihna era foarte importantă și aveau nevoie de această odihnă și încercau să se folosească de această înțelegere pentru a obține o zi de odihnă în plus. Și asta era deja un semn că lucrurile nu mergeau chiar bine și am întrerupt. Deci pur și simplu am zis, nu, îmi pare rău, nu o să facem asta, ci o să revenim la vechiul mod de lucru de 8 ore. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că nu a crescut foarte mult performanța. Adică faptul că toți au lucrat cu o oră în plus n-a însemnat că nivelul de performanță a crescut proporțional, a crescut corespunzător. Deci e foarte periculos, e foarte trist. Foarte, foarte greu este să identifici burnout-ul sau potențială intrare în zona de burnout atunci când lucrezi online. Cum se întâmplă în multe companii astăzi ca echipele, membrii echipelor de proiect să se întâlnească doar accidental sau cum fica mea mi-a povestit, țin minte, în urmă cu câteva luni, zicea că merge la un prânz. Zic, dar ce prânz? Zic, ce prânzul cu colegii de echipă. Zic, a, ce fain că vă întâlniți, dar de ce vă întâlniți? Păi zice, unul dintre noi pleacă. Pleacă în altă companie și dă un prânz. E, atunci, asta a fost ocazia cu care s-au văzut, cu care s-au întâlnit, luând prânzul de plecare a unuia dintre membrii echipei, ceea ce este oarecum o anomalie și e regretabil. Ei, lucrând pe online, interacționând față în față, la nivel personal, poate mai rar, dar și calitatea interacțiunii este una mai scăzută. E foarte greu, este și mai greu să observi că s-a intrat în burnout. Nu știu dacă am mai răspuns exact la întrebare și cu siguranță am divăgat puțin, însă e foarte dificil și nu există best practices să faci una sau să faci alta. Fiecare dintre noi avem personalități diferite și fiecare dintre noi, dacă intrăm în burnout, intrăm din motivații diferite și din nevoi diferite. Și atunci, eu cred că fiecare caz trebuie tratat separat, dacă se poate. E mulțumitor răspunsul. Da, am înțeles că practic comunicarea e cea mai esențială pentru a detecta niște posibile situații de genul. Mulțumesc! Și pentru cei care intră burnout, conștientizarea. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca ei să nu fie conștienți, de cel puțin în primele faze de burnout. Mulțumesc și eu. Ei da, discuția care urmează, da, ceea ce voi spune în următoarele momente, este chiar inversul burnout-ului și o să vedeți imediat la ce mă refer. Ideea aici este că acest model, aceste faze ale dezvoltării echipelor propus de Tagman este unul relativ vechi. Și foarte multă lume și-a pus întrebarea, măi, dar între timp se lucrează sau fel de, uite, și online, s-au schimbat multe în modul de relaționare și comunicare între membrii echipelor. A rămas încă în picioare acest model? Este încă valid? Este valabil? Pare să fie. Pare ca să fie suficient de general ca să descrie traseul pe care îl urmează orice grup de persoane care lucrează împreună. Totuși, în ultimii 3-4 ani am identificat o nevoie, apar tot mai multe voci care spun că ar fi bine să se adauge o a șasea etapă, o a șasea fază aici. E referindu-se la faptul că dacă ne uităm pe un astfel de grafic, o concluzie pe care am putea o trage și care este greșită e că atunci când sunt conflicte, lucrurile merg prost, când nu sunt conflicte, lucrurile merg bine, prin urmare trebuie să eliminăm toate conflictele. Dacă eu ca lider reușesc să elimin toate conflictele din echipă,
este o utopie, dar să presupunem că reușesc să fac lucrul ăsta, atunci echipa va fi una foarte, foarte performantă. Și a zis, și foarte mult zic, este o capcană. Da? Această tendință, acest mod de abordare, este de fapt o capcană. Pentru că putem să cădem într-o fază, eu o numesc fază de stagnare. Da? Am pus-o cu albastru pentru că nu face parte din acest model, ci este doar la nivel de propunere. Și ce spun cei care sunt adepții introducerii acestei faze în modelul lui Tuckman, ei spun că echipele performante în special pot să ajungă la un nivel de conștientizare a propriei valori și să considere că au ajuns atât de sus, că sunt atât de buni, că sunt atât de performanți, încât nu mai au nimic de făcut ca lucrurile să crească, da? Ca nivelul de performanță să crească, ca productivitatea să crească și pic așa într-o fază care nu mai văd nicio modalitate de îmbunătățire, de îmbunătățire a comunicării, a colaborării, a proceselor de lucru. Și de cele mai multe ori, când se întâmplă asta, echipa respectivă începe să creeze mediocritate, da? Devine o echipă mediocră fără să-și dea seama. Da? Încep performanțele pe care le are să fie niște performanțe mediocre. Deci este un fel de, etapa aceasta de stagnare, un fel de mlăștinire. Eu dau foarte des acest exemplu în care zic că, uite, să presupunem că doi cu toții, da, voi sunteți 85 în momentul acesta în acest call, să presupunem că eram cu toții într-o sală de curs, într-o sală de curs de 100 de locuri. Și eu vă țineam 2 ore în acea sală de curs fără pauză. Și vă tot povesteam, poate făceam și niște activități, da? Deci era o atmosferă din aia de lucru. Cu siguranță că în aceste 2 ore, cineva cel puțin zicea, am nevoie de un pic de, da? de o mică pauză. Trebuie să ies afară. Persoana respectivă ieșea, după 5 sau 10 minute reintra. În momentul în care reintra, o posibilă reacție putea să fie, bă, da, mai deschideți și voi un geam, că e aer stătut aici, da? Miroase a creier ars. Și de ce vă dau exemplu acesta, care probabil că vă este cunoscut, poate ați trecut prin situații de genul acesta, pentru a înțelege cât de ușor ne adaptăm la lucruri sau la fel de comportamente care nu sunt ok. De exemplu, noi stând acolo cu toții, nu am simțit că atmosfera s-a alterat, că a început să miroasă creier ars. Părea că totul este ok. De ce? Pentru că ne-am adaptat. S-a transformat treptat, noi ne-am obișnuit și părea că totul era la fel ca la început. A fost nevoie de cineva care să vină din exterior, să vină cu altă perspectivă, cu un alt punct de vedere, cu altă viziune asupra ceea ce se întâmpla în interior și să tragă un semnal de alarmă, să zică nu e ok, nu e bine. Da? Și asta o puteți lua ca o metaforă a ceea ce se întâmplă de obicei într-o echipă care stagnează. O echipă cu oameni care sunt doar ei între ei, care s-au obișnuit să lucreze într-un anumit fel și care consideră că felul care lucrează este perfect, este cel mai bun și nu se mai poate îmbunătăți nimic. Dacă vine cineva din exterior, ar putea să observe anumite comportamente care nu sunt atât de performante, însă în interior nu se vede. O astfel de echipă... Poți să vă întreb ceva? Da. Ar funcționa o tactică de genul ai mai multe echipe și faci switch de membri între ei, în ideea în care cumva fiecare ar vedea ce lipsește alte echipă, pro și contra, și avantaje și dezavantaje. E foarte bună ideea, da, cu siguranță. Cu siguranță asta este o tehnică pe care o putem folosi. Vreau doar să spun că e greu de detectat o astfel de etapă, pentru că echipa pare să fie în armonie,
lucrurile par să meargă bine, nici măcar clienții, da, dacă lucrăm pe un proiect pentru un anumit client, nu sunt nemulțumiți, totul pare să fie perfect. Da, da, până când lucrurile nu mai sunt atât de perfecte. Da? Trebuie să intuim ca lideri, în special, faptul că echipa a intrat în această fază de stagnare. Și ce e o teorie foarte, foarte interesantă. O să mut discuția un pic, o să fac o paranteză și o să mut discuția într-o altă direcție. Cu siguranță, dacă vă uitați în jurul vostru, da, oriunde veți fi, vă loviți cu ochii de anumite lucruri, de anumite obiecte care sunt fragile. Le identificați că sunt fragile, da? Știți că sunt fragile. De unde știm că sunt fragile, de fapt? Să vedem. Suntem înconjurați de foarte multe obiecte, unele dintre ele sunt fragile. Eu, de exemplu, am acest pahar lângă mine și eu știu că este fragil. Ce caracterizează un obiect fragil? Ați putea să veniți cu câteva idei legate? Am eu o idee. Este în general vulnerabil. Vulnerabil. La factori externi sau interni. Uh-huh. Bun. Ok, perfect. Alte păreri? Alte în completare, că pot să fie mai multe. Am eu mai multe, da, e delicat, uite, vulnerabil, da, ușor de distrus, ușor de spart, ușor de deteriorat. Dacă un obiect care este fragil ar putea să vorbească, cred că ne-ar spune că nu-i place deloc dezordinea, nu-i place hazardul, aleatoriul, da, nu-i place variabilitatea. Orice factor extern stresant, orice stresor extern, îl poate afecta negativ. Da? Asta se întâmplă cu obiectele fragile. Ce este la opus? Da, în partea opusă. Cum sunt obiectele care nu sunt fragile? Rezistente. Rezistente. Ok? Rezistente. Sau puteți să le zicem că sunt robuste sau puternice. Da? Astea înseamnă că sunt rezistente la șocuri, sunt rezistente la stresori externi, sunt greu de spart, greu de deteriorat. De asta am și pus aici un ciocan. Da? Dacă stă un pahar pe marginea mesei, ne stresăm noi da? Și încercăm să-l protejăm. Cum îl protejăm? Îl împingem spre interiorul mesei ca să scadă probabilitatea ca acel pahar să cadă pe jos și să se spargă. Dacă stă un ciocan pe marginea mesei, s-ar putea să-l împingem ca să nu spargă gresia, dar altfel ciocanul nu pățește nimica, da? Știi că el este robust, este puternic, e rezistent la șocuri. Și probabil că dacă ar putea vorbi, a zice că nu-l preocupă dezordinea, nu-l preocupă hazardul și rezistă foarte bine la variabilitate și la stres. Ei, există un filozof și economist, e o combinație fatală, aș zice eu, Nassim Taleb, mai este un nume, dar nu-l... A scris niște cărți foarte, foarte interesante, printre care Lebăda Neagră, pe care vă recomand, și el povestea că, din perspectiva lui, noi, când am fost la școală, da, în școală, am învățat în mod greșit că robust sau rezistent este opusul fragilului. Și el ne-a explicat matematic de ce consideră că e greșit. De pildă, obiectele care sunt fragile, în momentul în care apar niște stresori externi, acești stresori externi, deci în prezența lor, obiectele fragile au mai multe dezavantaje decât avantaje. Da? Deci dacă luăm dezavantaje versus avantaje, sunt mai multe dezavantaje decât avantaje pentru ele. Deci cumva sunt pe minus. Da? Nu e prea bine cu ele. Dacă ne gândim la un obiect care este robust sau rezistent, în prezența unor stresori externi, ele nu au nici avantaje, nici dezavantaje. Adică nu li se întâmplă nimic, nici de rău, nici de bine. Deci, din perspectiva asta, ele sunt undeva la zero. Da? Ei, spunea Nicolas Nassim Taleb că există obiecte, există sisteme care, în prezența unor stresori, în prezența unor factori externi, acele sisteme sau acele obiecte au mai multe avantaje decât dezavantaje.
Adică, supuse la șocuri, lor le este, sunt pe plus, sunt mai bine. Da? Și acelea ar fi, de fapt, la opusul fragilului. Și pentru că nu exista un cuvânt special, specific pentru a descrie astfel de sisteme sau astfel de obiecte, a inventat el un astfel de nume și a zis antifragil. Da? Sunt obiecte sau sisteme antifragile. Și am dat aici câteva caracteristici. Un obiect antifragil crește atunci când e expus la factori de stres. Beneficiază de pe urma șocurilor. Dacă ar putea vorbi, ar spune că iubește variabilitatea și stresul, iubește dezordinea. Da? Deci cumva avem axa asta, da? Robust e la mijloc, pe zero, fragil la minus, antifragil la plus. Da? Dacă am avea un obiect care este fragil într-o cutie, care ar trebui să fie transportată, pe cutia respectivă ar scrie mânuiți cu grijă. Mânuiți cu grijă. De ce? Pentru că obiectele fragile trebuie protejate. Încercăm să le protejăm ca să nu fie afectate negativ. Dacă am avea un obiect robust sau rezistent într-o astfel de cutie, n-ar scrie nimic pe cutie. Că nu trebuie. Pentru că nu pățește nimic obiectul din interior. Ei bine, dacă am avea un obiect sau un lucru care este antifragil într-o astfel de cutie, probabil că pe cutie ar scrie mai scăpați cutia pe jos din când în când, că îi face bine obiectului din interior. Da? Supuneți-o la șocuri, așa, din când în când. Nu foarte des. Și acum, o întrebare foarte simplă. Probabil că unii dintre voi ați citit cartea Antifragile, Antifragil al lui Nicolas Nassim Taleb. Este o carte foarte, foarte interesantă, dar întrebarea e, puteți să-mi dați un exemplu de obiect, de lucru, care este antifragil? Am o idee, dar cred că nu-i potrivit. Diamantul. Ok, interesant. Pentru că diamantul se formează pe baza presiunii asupra cărbunelui. Da, da, da. Și a doua chestie, aici filozofic vorbind, ar putea să fie chiar omul, natura umană. Da. Te adapta. Da, da, da. Și nu filozofic vorbind, omul. Deci dacă ne uităm în oglindă, avem cel mai bun exemplu, unul dintre cele mai bune exemple de sistem antifragil. Pentru că, uite, luăm pe componente, de exemplu, mușchii. Dacă noi nu utilizăm mușchii deloc, o perioadă lungă de timp, ei se atrofiază. Cu alte cuvinte, se fragilizează. Pe de altă parte, dacă îi supunem la stres, evident că nu la un stres foarte mare și nu la un stres constant. Mergem la sală din când în când și între două ședințe de sală, este o perioadă de odihnă, este o perioadă de relaxare, este o perioadă de recuperare. În timp, tot supunând mușchii la un astfel de stres, crește masa musculară, crește forța, crește puterea. Da? Deci cumva, iată cum stresorii aceia au un efect pozitiv asupra mușchilor. La fel se întâmplă și cu creierul. Dacă noi nu facem operații de adunare sau scădere mental, ci facem mereu cu calculatorul, capacitatea noastră de a efectua rapid astfel de operații scade. Dacă stresăm creierul și facem exerciții, să zicem zilnic, facem 10-20 de scăderi sau adunări mental, devenim tot mai rapizi, da? Stresând creierul în felul acesta. Un alt foarte bun exemplu aici este vaccinul. Vaccinul nu este nimic altceva decât o boală mică pe care o introducem în interiorul corpului pentru a ne proteja de boala mai mare. Dar cu alte cuvinte, stresăm corpul și câteodată stresăm destul de tare, dar unii dintre noi facem febră, trecem prin niște etape, dar rezultatul este de imunizare. Devenim mult mai rezistenți și mult mai puternici în fața bolii mai mari. Este ceea ce, da, tipul ăsta de abordare o foloseau indienii nord-americani atunci când își injectau niște cantități mici de otravă în organism, tocmai pentru a deveni imuni la mușcătura de șarpe. Cu alte cuvinte, acea otravă în cantități foarte, foarte mici nu afecta deloc corpul, în cantități mari era fatală, dar în cantități potrivite cu perioade de recuperare, de odihnă între, avea un efect pozitiv, imunizau corpul. Și evident că
exemplele ar putea continua. De exemplu, ar putea zice că umanitatea este antifragilă. Dacă noi am fi nemuritori, dacă noi oamenii am fi nemuritori, am fi robuști. Da? Dar pentru că murim din când în când, umanitatea se dezvoltă, umanitatea evoluează. De exemplu, știința, oamenii de știință au arătat recent că copiii care se nasc astăzi au un IQ și au neocortexul, acea zonă din creier responsabilă cu gândirea analitică, gândirea rațională, mult mai bine dezvoltată decât copiii care s-au născut în urmă cu 3.000 de ani în Egipt. Da? Deci iată că am evoluat și din perspectiva asta. De ce? Pentru că da, e acel stres care apare, murim din când în când de-a lungul timpului. Dar umanitatea, în totalitatea ei, este antifragilă. Ei, închid paranteza aici, vreau doar să spun că o echipă de oameni care au un scop comun, care lucrează pe același proiect, care lucrează în aceeași, da, pe aceeași inițiativă antreprenorială, de exemplu, este un sistem antifragil. O echipă care nu se autoprovoacă deloc, o echipă care a ajuns în faza de stagnare, de fapt se fragilizează. Și la prima provocare mai puternică ar putea să ducă acea provocare la o echipă disfuncțională. O echipă, la fel ca orice sistem antifragil, are nevoie de provocări, are nevoie de șocuri. Noi avem și în limba română avem o denumire foarte bună, îi spunem secălește. Da? Secălește. Cum secălește cineva sau ceva? Trecând prin niște momente mai dificile, nu? Prin niște stresori, care până la urmă fac ca rezultatul să fie unul mult mai bun. O echipă are nevoie de astfel de provocări. Și aici, mă rog, e un alt exemplu, tot așa luați-o ca o metaforă, sunt două trasee din acestea oarecum diferite, dar unul lin și altul cu suișuri și coborâșuri, pe care sunt lăsate două bile de oțel. La câtă fizică am știut eu, la cât am mai uitat între timp, eu eram convins că bila din spate o să fie cea care ajunge prima, da? Cea care prinde cea mai mare viteză. Cealaltă m-a dus pe logică, am zis că drumul e mai lung până la urmă, deși distanța între start și finish e aceeași, drumul e mai lung pentru cea de-a doua bilă și ajunge mai târziu și probabil că vă dați seama că este exact invers. Da? Și asta exprimă foarte bine ceea ce se întâmplă, ceea ce ne așteptăm să se întâmple într-o echipă care trece prin diverse provocări. Da? Are suișuri și coborâșuri. Evident că nu e bine să fie coborâșuri foarte adânci și suișuri foarte înalte, pentru că asta poate să ducă la blocarea bilei. Deci asta trebuie să fim atenți, dar aceste suișuri și coborâșuri sunt necesare pentru călirea echipei și pentru a face din acea echipă o echipă performantă. Și aici vă propun aceste două cărți, o să le regăsiți și în materialul pe care îl voi pune pe site. Și culmea de ceea ce povestea înainte colegul vostru, este una dintre metode descrise în prima carte, da? Acea carte care se numește Dynamic Reteaming al lui Heidi Helfand. Ea propune acolo mai multe tehnici de destabilizare a unei echipe și reorganizarea, restructurarea este una dintre tehnici. Să schimbi oameni dintr-o echipă în alta, să aduci oameni noi, să le dai unor oameni care aveau anumite responsabilități, alte responsabilități. Toate aceste tehnici sunt niște tehnici care scot echipa din zona de confort și o ajută să crească, o ajută să performeze mai bine. Da, am ținut să povestesc despre acest aspect pentru că este contraintuitiv. Pare că atunci când avem armonie deplină în echipa noastră, lucrurile ar putea să meargă nu altfel decât bine. Da? Și iată că este o capcană. Da? Și întotdeauna noi trebuie să găsim acel sweet spot, acel echilibru între provocări și armonie, da? Care ar putea să apară într-o echipă. Bun. Trecem mai departe, trecem la al doilea subiect. Și aici este un subiect care mie îmi place foarte mult, l-am descoperit într-o carte mai veche de data aceasta, a lui James Surowiecki, și se numește Înțelepciunea mulțimilor.
De fapt, acest Wisdom of Crowds, înțelepciunea mulțimilor, este o teorie a unui statistician englez pe numele lui Francis Galton, de fapt Sir Francis Galton, pentru că a fost făcut Sir, a fost făcut cavaler, printre altele pentru contribuția pe care a adus-o în domeniul statisticii, printre altele și datorită acestei teorii, și enunțat așa foarte simplu, această teorie spune că deciziile sau estimările date de un grup de oameni sunt în general mai bune decât decizia sau estimarea pe care ar da-o cel mai deștept dintre ei. Dacă am muta asta într-un mediu corporatist, am spune că decizia sau estimarea luată de o echipă sau dată de o echipă e în general mai bună decât decizia și estimarea dată de cel mai expert din echipa, persoana care are expertiza cea mai mare din echipa respectivă. Pare surprinzător acest rezultat, însă este adevărat, pentru că de foarte multe ori problemele pe care noi vrem să le rezolvăm sunt atât de complexe încât, fără a avea mai multe perspective și mai multe puncte de vedere, nu putem să avem pretenția că am găsit soluția cea mai bună de unii singuri. Da? De ce am pus aceste animale aici? Foarte pe scurt, istoric vorbind, cum a fost descoperit acest rezultat, Francis Galton, acest statistician, a participat la un târg de vite. S-a întâmplat acum 100 de ani. Deci în anii 1900, cam pe acolo, era un târg anual de vite, cel mai mare târg din Anglia, unde erau foarte, foarte mulți fermieri. Deci erau, vă dați seama, pe un tindere din asta foarte mare, nu știu câte hectare, era tot târgul. A descoperit un fermier isteț care propunea un joc. El avea un bou lângă el, lângă stand, și l-a zis așa: cel care ghicește cu exactitate greutatea cărnii acestui animal după ce este sacrificat și tranșat. Deci după sacrificare și tranșare cântărim carnea, și dacă ai ghicit exact cât cântărește carnea, pleci cu toată carnea acasă. Deci în schimb a câțiva șilingi, tu puteai să pleci cu un bou acasă, care era destul de scump. A fost destul de să zicem așa, appealing, da, pentru mulți dintre cei care au fost la târg, pentru că 800 de oameni și-au încercat norocul, au venit cu estimări. Și de ce am zis că fermierul a fost isteț? Pentru că niciunul n-a câștigat boul, deci fermierul a rămas și cu banii de pe pariuri, să spunem, și cu carnea animalului. Pentru că după ce a tranșat animalul, a cântărit-o a fost 1198 de livre. Ce a fost însă interesant, pentru că mulți au zis mult prea puțin, alții au zis mult prea mult, deci niciunul nu a nimerit. Dar ce a fost foarte interesant, că făcând media estimărilor tuturor celor 800, ea a fost aproape acolo. A fost 1197 de livre. Și asta a fost primul șoc al lui Francis Galton, și a zis: mai o fi ceva aici, dar că e prea, prea de tot. Adică niciunul n-a ghicit, dar cu toții împreună par să fi ghicit, da? Dacă facem medie. Și a făcut foarte multe experimente, în foarte multe contexte, și a venit cu această teorie și a zis că, într-adevăr, dacă ne bazăm pe un grup de oameni și pe decizia pe care o ia un grup de oameni, de obicei ea este mai bună decât decizia pe care o luau oricare dintre ei. Dar asta nu se întâmplă oricum. Și a venit cu niște condiții. A zis așa: trebuie ca echipa sau oamenii care fac parte de acel grup să fie cât mai diferiți posibil. Adică să provină din culturi diferite, să aibă experiențe diferite, expertize diferite, personalități diferite. Cu cât sunt mai diferiți, cu atât e mai bine. Pentru că cu cât sunt mai diferiți, avem mai multe perspective și mai multe puncte de vedere. Deci asta este o condiție. Prin urmare, dacă vă uitați în echipa voastră și vedeți că ceilalți din echipă seamănă foarte mult cu voi, este foarte posibil ca deciziile pe care le luați să nu fie cele mai bune. Pentru că credeți foarte ușor de acord, dar pe de altă parte, nefiind o diversitate de opinii, nu vă bazați foarte mult pe acea decizie. Asta mă duce cu gândul
la ceva comisie formată de Donald Trump pentru a discuta drepturile femeilor din Statele Unite și când te uiteai la fotografie, erau toți bărbați, toți îmbrăcați în costum cu cravată și toți albi. Nici o femeie nu era acolo, deci nu era diversitate deloc, deci parcă era aceeași persoană copy-paste pus în acea fotografie. Nu mă aștept ca acel grup, ca acea comisie să ia niște decizii foarte înțelepte, mai ales în acest subiect, da, legat de drepturile femeilor. E o anomalie. Deci diversitatea de opinie este foarte importantă. Apoi independența. Ce înseamnă independența? Înseamnă că fiecare dintre membrii grupului trebuie să judece problema pe care o avem de rezolvat sau estimarea pe care o avem de dat de unul singur, nefiind influențat de nimeni. Trebuie să pună la bătaie propriile experiențe, propriile cunoștințe pentru a zice ce ar face el dacă ar fi soluția pe care o vede el cea mai bună. Înainte să o discute cu ceilalți, pentru că dacă discutăm din prima cu ceilalți, de foarte multe ori suntem influențați. Și Pot să vă asta, întreb ceva? da, sigur, te rog. În legătură cu cererea și furnizarea de opinii, mai ales în cadrul firmelor, de multe ori, din ce am observat, nu-i foarte accurate, pentru că îți cere angajatorul să zici ce merge, ce nu funcționează, ce părere ai, opinii ai și de multe ori chestiile astea ți se întorc împotriva ta. În ideea în care îi reticența asta de a fi total transparent, cum faci în așa fel încât cumva să creezi și un fel de trust între tine și subordonatul tău și ca și companie cumva să în momentul în care ceri într-adevăr o opinie, să se țină cont și să nu fie descurajată persoana respectivă că o semnalat nu știu ce lucru care nu funcționează conform. Da. E, uite, dacă aș avea răspunsul la întrebarea asta, cred că aș fi milionar. Acum aș avea o corporație cu oameni care au credere unii în ceilalți și funcționează foarte bine. Nu cred că există un glos de argint sau un răspuns corect aici, dar pe de altă parte vreau să te felicit că ai intuit foarte bine pentru că ultimul punct de aici, de care zicea Francis Galton, era încredere. Deci e obligatoriu ca lucrurile să funcționeze, ca într-adevăr acea decizie pe care o luăm în comun, acea estimare pe care o luăm în comun să fie una cât mai bună, e obligatoriu să fie încredere între persoanele din grup. Adică în momentul în care tu îți exprimi opinia, eu am încredere că ceea ce spui este exact ceea ce gândești. N-ai o agenda ascunsă, nu ai alte corelații și la rândul tău, când tu mă asculți pe mine și eu îmi spun opinia mea, tu ești convins că ceea ce zic este ceva obiectiv, ceea ce gândesc eu. Ori nivelul ăsta de încredere, dar cultura asta încrederii este una greu de obținut. Și mi-e foarte greu să spun o rețetă prin care să ajungem acolo. Dar de cele mai multe ori, încrederea se pierde în momentul în care ai anumite așteptări și așteptările sunt înșelate. Mihai, văd că ai mâna ridicată, te rog. Știți, bună seara, mi-am adus aminte de juriul din sălile de judecată ale americanilor. Da, jurații, da? Da, jurați aceeași diversitate de opinie, aceeași independență și aceeași încredere pentru rezultatul final. Da, Da. pe asta se bazează. Deci luăm la întâmplare persoane, da? Evident că dintr-un anumit pool, pentru că asta cumva ne asigură că, da, ei sunt independenți. Pe de altă parte, știm foarte bine că în condițiile acestea, strategia avocaților nu este aceea de a dovedi nevinovăția, ci aceea de a convinge oamenilor din juriu. Adică ei îi analizează foarte bine pe cei care sunt în juriu și încearcă să vadă ce anume ar funcționa la tipologia aceea de om, ce anume l-ar convinge pe el. Deci este un focus pe cu totul și pe cu totul altceva, pe a-l convinge pe cel care este acum în juriu, cunoscându-i, avându-i CV-ul, și nu concentrându-te pe fapte. Dar, într-adevăr, se bazează pe asta.
Ok, foarte, foarte fain. Așa ca o paranteză, înainte să trecem la următorul subiect, pe Discovery am văzut o emisiune în care cel care făcea emisiunea mergea așa cu un borcan din ăsta mare de sticlă, era plin cu bombonele M&M și, sau, mă rog, Skittles, și mergea prin zgârie norii aceea cu birouri. Și la fiecare etaj se oprea și punea pe biroul angajaților de acolo borcanul și întreba câte bombonele crezi că sunt aici. Și a fost o experiență similară cu cea lui Francis Galton, pentru că niciunul dintre cei întrebați nu a ghicit, și au fost foarte mulți, nu a ghicit câte bombonele sunt acolo, dar făcând media și omul așa a avut răbdare să numere toate bombonelele din borcan, media a fost la 5 bombonele distanță. Mai țin minte dacă 5 mai mult sau 5 mai puțin, dar a fost media tuturor aproape acolo. E adevărat că trebuie să fie și un număr suficient de mare de respondenți și toate să fie îndeplinite acelea. Când vorbim de politică, de exemplu, acolo nu prea merg lucruri, că nu prea e independență, nu prea e, da, sunt mereu factori de influență, nu e trust, da, nu este încredere și de foarte multe ori votul democratic nu merge în direcția cea mai bună. Rezultatul nu este neapărat cel mai bun, da, cel mai potrivit. Nu sunt întruniți acei factori. Dar e bine de știut și de încercat ca în echipele noastre să implementăm aceste teorii, să avem aceste lucruri prezente. Ok, fac tranziția la leadership situațional. Și o să povestesc foarte, foarte pe scurt care e esența acestei teorii. Totul pornește de la ceea ce vorbeam atunci când m-am referit la framework-ul lui Bruce Tuckman. Și vă spuneam atunci că în acea fază liderul ar trebui să fie directiv, în cealaltă fază să fie un facilitator mediator, în altă fază să se orienteze pe delegare. Sună bine. Bine, dar e foarte greu. Adică eu nu am văzut până acum vreo metodă, n-am găsit vreo metodă de a motiva o echipă. Nu există așa ceva. Nu motivezi, niciodată nu motivezi o echipă. Întotdeauna motivezi indivizi. Dar indivizii sunt diferiți. Au nevoi diferite, au obiective diferite, au așteptări diferite. Asta înseamnă că tu, ca lider, trebuie să te adaptezi după nevoile, obiectivele și așteptările fiecăruia dintre indivizi. Deci nu poți să aplici ceva generic la nivelul întregii echipe, să te aștepți să funcționeze la toți, ci trebuie mai degrabă, în funcție de individ, să reacționezi în mod corespunzător. Și asta, de fapt, ne spune leadership-ul situațional. Un anumit stil de leadership funcționează cu anumite persoane și nu funcționează O cu să alte întreb persoane. ceva. Da, te rog. Nu funcționează un fel de analiză psihoeducațională, în ideea în care tu, dacă știi ce fel de nivel de competențe au subalternii tăi, precum știi și cum interacționează din punct de vedere al soft skill-urilor, cumva ai putea să intuiești sau măcar să știi de ce nu ar fi motivați. Da. Adică eu, de De ce să exemplu, te eu ferești? Să te așa, fer... Da. da, eu așa aș aborda-o. Da. Dar nu putem să ne bazăm pe faptul că toți managerii sau toți liderii sunt buni psihologi. Asta e... da? Deci sunt niște abilități soft pe care cu siguranță ei trebuie să le aibă, dar de multe ori și le formează cum? Experimentând pe oamenii pe care îi conduc. Da? Deci trebuie să luăm în considerare și lucrul ăsta. Teoria aceasta de leadership situațional face o clasificare, o împărțire așa a persoanelor care lucrează într-o echipă după două, da, în patru categorii, după două caracteristici. Am pus aici motivare, respectiv competență. Ce înseamnă motivare? Dacă vreți, e răspunsul la întrebarea vrea sau nu vrea. Da? Deci cumva în stânga avem nu vrea, adică nu e motivat să facă lucruri, în dreapta avem vrea, își dorește, da? E proactiv. E motivat. În ceea ce privește competența, iarăși, e poate, nu poate. Da? Acolo, în partea de jos, nu are neapărat toate competențele necesare pentru poziția pe care o ocupă. Partea de sus este competent, este un adevărat profesionist. E, și în funcție de aceste două criterii,
Avem aceste patru cadrane. Primul cadran, cel de jos, da, cu motivare scăzută și competență scăzută, acolo se numește învățăcelul deziluzionat. Acum vreau să vă spun că foarte des am observat că aici, în această categorie, să se afle noi veniți. Fie că e vorba de noi angajați într-o companie, fie că e vorba de noi membri într-o echipă. Și de ce zic asta? Evident că noi atunci când ne aducem în echipă să-i angajăm, îi angajăm pe baza competențelor. Dar la fel de bine știm că după o săptămână sau două, după ce observă cum stau lucrurile, își dau seama că de fapt poziția pe care a ocupat-o sau rolul pe care îl joacă necesită și alte competențe decât cele pe care le au. Deci mai au lucruri de învățat, mai au lucruri de îmbunătățit. Da? Fără doar și poate. La fel e și cu motivarea. Când începi ceva nou, ești motivat, ești entuziast. Dar și motivarea asta se duce pe apa să vede când vezi că ceea ce ți s-a spus e un pic diferit față de ceea ce observi la firul ierbii, dacă atunci când intri efectiv în echipa respectivă și începi să lucrezi pe un anumit proiect, să rezolvi anumite probleme. Și atunci, cel puțin pentru o perioadă scurtă, ajungi în zona asta. Ajungi în zona asta în care îți dai seama că ai lucruri de învățat și parcă ești un pic așa stresat și ușor demotivat. Aici stilul de leadership foarte util este unul de, se numește sell, se numește sell sau de coaching, în care trebuie să iei acea persoană și să o înveți, să o direcționezi, să explici cam cum ar trebui să fie făcute lucrurile și să-i spui și de ce. Asta înseamnă sell, cumva îi vinzi soluția respectivă, de ce este bine să se întâmple așa. Și încetul cu încetul persoana aceea va trece ușor spre dreapta, da? Primul efect este asupra motivării și după aceea asupra competențelor. Însă, dacă trece foarte mult timp, dacă trece o lună, dacă trec două luni, dacă trece un an de zile și persoana rămâne în continuare în acel cadran, din păcate, soluția cea mai bună este mutarea. Mutarea în altă echipă, în alt departament, în altă companie. Adică, eu nu am văzut, trebuie să vă spun lucrul ăsta, poate că dacă m-ați fi întrebat în urmă cu 10 ani de zile, nu vă dădeam acest răspuns, dar acum vă pot spune că cântărind așa tot ceea ce, pe toate situațiile pe care am trecut, eu pot spune că n-am văzut oameni incompetenți, ci am văzut doar oameni nepotriviți la locul nepotrivit. Dar orice persoană, oricare dintre voi, vă veți atinge nivelul maxim de competență în locul potrivit, în compania potrivită, în echipa potrivită. Da, și atunci când vedeți că trece o perioadă mai lungă de timp și lucrul ăsta nu se întâmplă, în continuare nu vă simțiți confortabil, în continuare lucrurile nu merg, lucrurile nu funcționează, nu trebuie să insistați, nu trebuie să duceți, ci probabil că este un alt context, un alt cadru, un alt loc în care lucrurile vor merge bine. Am atât de multe exemple să le dau pe tema asta și cred mult în asta. Deci nu trebuie forțate lucrurile și mai mult decât atât, o persoană care stă o perioadă foarte lungă de timp în zona asta devine toxică. Devine toxică pentru echipă și pentru sine însăși. Nici ea nu se simte bine și celălalt încep să se întrebe, dar cine îl ține pe ăsta? Pentru că nici nu se descurcă și nici nu face treabă. Da? În partea dreaptă și doar 5 minute vă mai povestesc câte ceva și după aceea încheiem, da? Să închei cu această teorie. Știu că este 7:30, deja s-a activat chestionarul, dar mai ținem încă 5 minute chestionarul activ după ora 8. Aici suntem în zona de, este motivat, da, este acel tânăr care tot întreabă, tot îi vezi licărirea în ochi, vrea să învețe, vrea să afle, vrea, este motivat. Stilul de leadership aici este unul de tell, da, de directiv. Îi spui ce trebuie să facă, nu mai trebuie să faci sell cu el, pentru că el este motivat, își dorește asta, dorește doar răspunsul la întrebări, ca să poată să rezolve problemele cu care se confruntă. Și după o anumită perioadă, da, crește, dezvoltă anumite competențe, special competențe profesionale și ajunge în zona aceea din dreapta sus. Aceea este zona ideală. Ne-am dorit cu toții, probabil, să avem în echipă numai oameni din partea aceea. Este capabil și proactiv, da? Este și motivat, are și cunoștințele necesare și abilitățile necesare de a rezolva problemele. Aici stilul de leadership este cel de delegare, cel de provocare. Îl provoc cu chestii noi. Și mai ales că dacă sunt lucruri noi pentru el, am și siguranța, după cum l-am observat că reacționează, că duce problema la bun sfârșit. Da, sunt, nu sunt stresat
ca lider, ca manager, că va face greșeli foarte, foarte mari sau că nu va rezolva problema. Într-un fel sau altul o va rezolva, pentru că este motivat, are acel drive, drive interior care îl duce în direcția asta. Totuși, totuși, aici este o problemă, la fel ca și cel din stânga jos și cei de aici din dreapta sus nu pot să stea mult acolo. Trebuie promovați, trebuie să urce, trebuie să se lovească de alte lucruri, de alte tipuri de probleme, altfel stagnează și nu le face bine deloc. Ce credeți? O persoană care schimbă, este promovată, ajunge pe altă poziție cu alte responsabilități, o să treacă de aici direct în stânga jos și iarăși o să înceapă parcursul spre dreapta și spre sus și iarăși. Deci este un ciclu din ăsta constant pe durata întregii cariere. Cea mai mare problemă este însă atunci când se duce spre stânga. Da, și aici sunt cei care sunt foarte buni din punct de vedere profesional, au toate calitățile, au toate abilitățile, pe de altă parte însă fie suferă de sindromul impostorului și unii dintre noi cunoaștem senzația asta, adică noi avem acele abilități, dar nu ne credem în stare. Dar în continuare avem anumite rețineri pentru că considerăm că am ocupat acea poziție sau suntem în acel rol dintr-un noroc, printr-un complex de împrejurări și poate că nu o să ne descurcăm. Și atunci suntem foarte precauți, foarte stresați, deci e, cu motivarea stă mai prost acolo. Dar categoria asta este o categorie destul de consistentă de oameni. Ca lider trebuie să ai grijă să observi aceste lucruri și să le dai, să le transmiți încredere și să le oferi suport. Cea mai nocivă categorie este cea a celor care sunt foarte buni, sunt competenți, dar din diverse motive s-au acrit. Din diverse motive s-au demotivat. De cele mai multe ori pentru că ei consideră că ceea ce li s-a întâmplat în trecut a fost incorrect. Așteptau o promovare, n-a venit. Așteptau o mărire salarială, n-a venit. Așteptau un bonus, n-a venit. O anumită poziție, un anumit rol într-o anumită echipă, nu a venit. Și atunci există un sentiment de frustrare care împinge persoanele din cadranul dreapta sus în stânga sus. Și ele sunt și mai toxice, din păcate, pentru că având acea autoritate, e bun, știe, cunoaște, are și mai multă influență asupra celorlalți colegi din echipă. Da? Ceilalți o să zică, dacă și ăla care e atât de bun zice asta, da? Și de fapt ce zice? De ce mai multe ori zice că sistemul nu-i bun, conducerea nu-i bună, clientul nu-i bun, da? Sunt cârcotașii de serviciu care sunt foarte, foarte buni. Din punct de vedere profesional, încă o dată. Nu ai vrea să-i scoți din echipă, pentru că știi că te poți baza pe ei atunci când e vorba de rezolvat o problemă. La nivel de interacțiune umană, însă, sunt ca un, nu, cum era, ca o bâtă pentru un car de oale, da? Deci pot să facă mult, mult rău. Aici, cred că cel mai stresant pentru un lider și cel mai mult timp pe care ocupă timpul activitatea cea mai importantă care ocupă timpul lider este aceea de a lucra cu oameni din zona asta, din a-i readuce în partea dreaptă, din a înțelege care sunt motivele pentru care au ajuns acolo, ce ar putea să facă, multă energie, mult timp, o idee ar fi să-i izolăm, adică pentru o anumită perioadă până noi ne gândim la niște soluții potrivite, să le dăm niște task-uri, niște activități care să nu presupună lucru sau colaborarea cu alți membri în echipă ca să nu-i influențeze negativ, însă asta nu poate merge la nesfârșit, dar este doar temporar până când ne vine vreo idee pe care să o putem aplica. Totuși, de reținut aici această poveste. Și un ultim lucru vă mai zic și cu asta am încheiat. Asta este cartea de unde puteți să citiți mai multe amănunte despre situational leadership. Aici sunt stilurile de leadership pe care le-am și pus în dreptul fiecărui cadran. Dar ceea ce mai voiam să vă mai spun este de fapt asta. Da? E o veste proastă, din păcate. Iată, încheiem cursul de astăzi cu o veste proastă. 54% dintre lideri, deci peste jumătate, folosesc un singur stil. Ei sunt pe sistemul My Way or Highway. Adică stilul ăsta funcționează cu niște oameni, cu cei care nu funcționează e problema lor. Da? Adică eu am stilul meu
și nu consider că trebuie să schimb stilul în funcție de situație și să schimb oamenii în funcție de stilul meu. Și iată, doar 1% dintre lideri sunt capabili să schimbe cu ușurință, cu lejeritate între cele 4 stiluri și să se adapteze pentru fiecare tipologie de angajat, pentru fiecare tipologie de membru a echipei. Foarte, foarte important, lucrurile astea se învață, nu este ceva cu care ne naștem. Ce important este să identificăm care este stilul nostru de leadership preferat și după aceea să încercăm să le testăm și pe celelalte. Ne vor scoate din zona noastră de confort, dar pentru a fi lideri buni sunt necesare. Vă recomand acea carte pentru a înțelege mai bine care este stilul vostru, când veți fi lider, când veți coordona, veți fi managerii propriei voastre afaceri. E important să înțelegeți lucrurile astea, pentru că e important fiecare dintre cei care sunt implicați în compania voastră, care lucrează pentru produsul vostru și trebuie să colaborați, să relaționați cu ei în mod corespunzător. 7 minute peste program, 7 minute o să avem și peste ora 8 ca să fie totul ok. Vă mulțumesc, o seară plăcută, ne vedem data viitoare. Mai bine tuturor!